Nino, poliția modistă, de noi. Ok. Doamnelor și domnilor, Neculai Stanciu! Wow, ce apariție! Wow. Măi, cât de bine, bine stă așa. Câte lucruri avem de învățat. Bine revenit, Neculai. Mă pun aici, da? Ia de uite. Fapt, n-ai venit la un interviu de angajare, ai venit să jurizezi, nu-i așa? La recalificări am venit. La recalificări. Da. Păi, hai să vedem calificările. Am avut un eveniment de seară. Așa. Dress code-ul a fost black and white with a touch of gold. Nice. Sau black or white, adică alb sau negru, da, cu un touch... Deci, un pic de auriu. Auriu, știi? Da. Dacă e să o numai așa. Touch-urile astea îmi plac așa. Da. Cum te stă îmbraci la un eveniment de genul ăsta? Cum te stă îmbraci? Da. Iar vorbim despre dress code-uri și așa? Nu vorbim nimic. Haideți să vedem ce au ales vedetele și ne întoarcem cu comentariul tău. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Cum ți-ai ales ținuta în această seară și cum ai descriu-o? O ținută lejeră, aș putea să spun, dar în același timp în ton cu evenimentul, fiind un eveniment de seară, ținuta era ori să te îmbraci în negru, ori în alb cu ceva auriu. Dar întotdeauna mi-am ales ținutele în așa fel încât să mă reprezinte și să mă simt eu bine. N-am ales nici o ținută, am venit aici, sunt total din alt film, vă zic sincer, ca să nu mai avem de ce să discutăm despre nimic. Mi-am ales ținuta aceasta azi dimineață, este o ținută comodă, lejeră, de la un brand de haine foarte renumit din mall-urile românești. Am pus pe mine ce am picat sub mână, practic. Într-adevăr, norocul a făcut că am primit chiar cadou chiar acum când am ajuns un, mă rog, pantalonul ăsta fix atunci mi-a ajunsese. S-a făcut minunea că era fix din dress code-ul evenimentului. Mi-am ales totuși o ținută care să fie în acord cu ce s-a cerut, adică negru cu auriu. Da, salut și eu pe Nicolae pe această cale, m-a mai băgat el câteodată la alte categorii, dar e ok. Eu am zis așa, că întotdeauna respectăm, eu respect respectul Anei pentru dress code, ca să spun așa, pentru că eu cred în, că te poți exprima prin haine și altfel, dar de ce nu așa? Un touch of inim de aur, cred că au oamenii de aici. Uite, m-am gândit, ăsta e touch of gold. Am ales cumva să-mi fie ok pentru toate evenimentele zilei, pentru că sunt plecată de la 9 dimineața de acasă. Nu puteam să-mi iau tocuri, nu puteam să-mi iau o rochie prea elegantă, trebuia să fie ceva... Deci așa mi-am ales ținuta, să meargă pentru tot ce am de făcut astăzi. Black with a touch of gold, doar a touch, uite, am și unghiile așa. E o ținută care pentru mine e foarte importantă, că am prezentat acest eveniment, e foarte importantă să-mi fie foarte confortabilă în primul rând pe scenă, să mă pot întoarce din orice poziție și să nu fie nimic care să mă încorseteze. E ceva în care eu mă simt bine, în primul și în primul rând. Am primit costumul ăsta pentru că am vrut să mai fac un costum, l-am primit și am zis că se termină vara și nu apuc să-l port, de-aia mi-am ales-o. Nu prea este în dress code, că ei voreau ceva cu the touch of gold, dar eu m-am îmbrăcat așa, golden. Mai am o batistă, am luat-o just in case, dar nu se prea potrivește, asta, dar asta n-are, asta are golf pe ea, lasă-și. Am exagerat cu auriu, că mie când îmi zice auriu, eu mă duc până la capăt și nici l-am vrut alb, n-am găsit o rochie care să-mi placă pe alb și am luat această rochie, care e foarte ieftină, 100 de lei, și am pus aceste coliere, care sunt mai scumpuțe puțin, nu foarte scumpe, și cam atâta. Și am vrut să fiu extra, am vrut să fie partea de aici atâta, să fiu extra pe partea asta, foarte extra, că în rest sunt simplă. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Băi, cu Nicolae ăsta, Neculai mă cheamă și pe mine, mă, bă. Și eu ți-am zis odată din greșeală, așa, la început, când ne văzusem doar așa odată. Numele ăsta, bă. Hai să mergem la vedetele noastre și să începem să vorbim despre fiecare în parte. Începe, da? Cu Majduța. Majda. Când punem o rochie de genul cu vestă, trebuie să avem ciocate, pentru că o ducem mai mult în ținuta, o ducem în direcția de bohoșic, nu merg cu papuci ăștia. Atât am de adăugat. În rest, ea e frumoasă, e... Dar combinația de vestă cu rochie nu funcționează așa. Păi e ce trebuie? Să-i dăm semn? Da, nu e ce trebuie. Nu e ce trebuie. Te pupăm, Maj. Bine. Ana Baniciu. Ana Baniciu, ea a ieșit practic să fie drumul cu oameni, o vorbă. Eu îi recomand, când nu are timp să se pregătească pentru un eveniment, să-și ia o pereche de tocuri, pentru că nu știu dacă a gândit, dar și a zis că n-a gândit o ținuta, dacă punea niște stiletto la acest look,
era perfectă era pentru perfect. Eveniment. Eu aș aprecia faptul că nu s-a ținut de acest dress code, care ai spus că foarte multe ori acest dress code, de fapt, nu există. Și s-a îmbrăcat cum se exact, scrie. Exact, ăsta e un mood bun, nu? Clar, da. Dar pe de altă parte, în loc de acești tenis ce are încălțările astea, da, dacă avea niște stiletto, era mult mai bine. Trebuie să iei tot timpul în mașină. Asta aia zic, vezi că eu am în mașină. Vezi că sunt deci... ce trebuie. Este bine sau e bine? E bine, e bine. Ce trebuie, ce trebuie. E bine, dar cu, da, am precizat cu pantofii, da? Da, perfect. Nicoleta Nucă? Măi, Nicoleta Nucă, eu nu știu ce se întâmplă cu ea, deci eu nu înțeleg, noi tot vorbim aici despre silueta ei, despre faptul că are niște umeri lați. Nu poți să pui un astfel de top dacă ai umeri lați, adică este clar, pantalonii aia nu vin bine pentru că nu se poartă genul ăsta de pantalon cu platforme de genul. Ar fi mers la ea, la genul ăsta de pantalon, tot ceva ascuțit, tot ceva cu bot ascuțit, da, îi lungea cumva silueta. Dar partea de sus, dacă voia să meargă pe topul ăsta, aș punea un sacou. Era mult mai ok. Dar genul ăsta de topuri, mai ales că au, da, nu funcționează foarte bine pe cineva care are silueta pe silueta ei. Și geanta n-are ce să caute acolo. Bine. Nu deci e ce trebuie. Nu e ce trebuie. Nu e ce trebuie. Și mergem mai departe la Ana Maria Pop, iubita lui Dan Pavel. Domnul Dan. Doar pe ea sau cum? Zic de ea, da? Bun. Accesorizarea nu e corectă aici. Ea este, are o silueta e bună, dar are o silueta ok. Na, e o femeie frumoasă. Probabil ori e foarte ușor de îmbrăcat, da? A pus bine pantofii, da, i-a pus bine la acest look. În schimb, accesorizarea este greșită. Nu geanta aia, nu genul ăsta de... Deja bluza este încărcată, da? Cumva trebuia să meargă pe o geantă neagră, simplă, fără niciun detaliu, nu cerceii respectivi. Aha. Acolo era touch of gold, cumva, știi? Adică era auriu. Vezi, s-au ținut și... după treaba asta, s-au ghidat mai mult după treaba asta, nu hai cât să fie ce trebuie. Da. Hai să o încurajăm și să-i dăm ok cu... Okay. Da? Îi dăm, îi dăm ce trebuie. E ce trebuie, da. E ce trebuie, da. Punem văzutul acolo și mergem la partener, domnul Dan, Dan Pavel. Domnul Dan este bine, dar domnul Dan a rămas cu încălțările de la Survivor, care o treabă acolo pe șuz, da? Așa sunt cei mei. Așa rămân. E da, lucrul de... este corect, dar când știm că suntem filmați, bă, acolo ștergi puțin și ne facem treaba. El e ok. E patina timpului, zic că am și eu la fel. Nu e ce trebuie, nu dar n-aveam cum să nu menționez asta, că na. Bun, e ce e trebuie. Ce trebuie da. S-a dat văzutul. Mergem la Ștefania. Ștefania, cred că mai ai văzut rochia asta. Nu știu dacă la noi, la... ori mi-a apărut mie pe, când scrolluiam, ori pur și simplu a apărut la noi la verdict. Este o rochie, da, care o flatează, dar știți ce ar fi mers la look-ul ăsta al ei? Geanta de la Nicoleta Nucă. Ar fi fost un pic mai de seară, știi? Și atunci dacă puneai și, dacă punea și niște sandale, iarăși, pentru că totuși vorbim de un eveniment de seară cu bocanci și te duci... Day by day, da? Adică, hai să mai știi că... Okay. Bine, acum sunt și femei care se simt foarte bine în bocanci. Da, o flatează rochie și atunci o să-i dau e ce trebuie, da. Bine! Am văzut. Cine urmează, Lili? Amalia Enache. Care a și prezentat evenimentul. Da. Mă rog, s-a văzut de la puful ăsta pe care îl are. Rochia o flatează, dar aici sunt probleme de styling. Deci rochia îi vine bine. Dar... în momentul în care purtăm o rochie cu puf din ăsta sau cu detalii super încărcată destul de mult în partea de sus, părul trebuie strâns. Nu faci și bucle și ai și puf, da, în partea de sus. Odată. Cerceia sunt mai summery și sunt mai ușor de integrat în ținute de in, în ținute cu direcție către summer. Și atunci aș fi pus niște cercei mai prețioși. Și oja. Cum facem cu oja? Trebuie să avem și la mâini și la picioare aceeași culoare. Nu avem pedicura o culoare și manicura o altă culoare. Cam uite, așa avem asta din treaba. Imagini, să vedem și... Ai observat? Wow! Oricât de mult îmi place rochia, nu am cum să-i dau că este ce trebuie, pentru că sunt niște probleme de styling acolo. Deci, nu e ce trebuie. Nu e ce trebuie. Bun. Mergem la Adi Noaptea. Oricât de mult, i-am mai spus, da? Un bărbat seara trebuie să se îmbrace într-un sacou negru, ceva, da? Oricât de mult nu respectă dress code-ul, este rebel și vrea să fie el, nu poți să te îmbraci cu look-ul ăsta. În schimb, vreau să menționez așa, acest look este un look corect.
pantalonii sunt corecți, cămașa asta colorată foarte bine integrată în tot ansamblul ăsta, dar nu e potrivit pentru context și... Să se ducă unde vrea el, să, la un brunch, la prânz. Deci la... de brunch așa e, de grădină? Da, da, dar nu e de seară. E și de seară. Căptușeala de la sacou, no way, no. Nu mai purtăm, da? Trebuie să avem o căptușeală basic, nu mai mergem pe, cu batistuță. Batistuță trebuie să dispară. Fără, da? Batistuță. Fără batistuță asortată, da, căptușeala de... Mi se pare foarte gentleman. Păi, și ea, batistuța asta trebuie integrată într-un context. Unde s-a ținut ăsta evenimentul? La un... loc care e un loc unde de... nu cred că era de batistuță. Ei, lasă, că noi știm locurile selecte de la noi și le știu și eu personal. Nu, deci, nu sunt de batistuțe. Ce zicem, bine sau... E ce bine? Trebuie sau nu e ce Bă, trebuie? Aici chiar nu știu ce să dau, pentru că ținuta este una corectă, dar nu este integrată în context. Mm. Dar o să-i dau ce trebuie, pentru data trecută l-am luat cu pălăria și așa. Hai să... Bine, dăm un văzut, treacă de la Neculai. Și acum ajungem la Rux. Aici avem o rochie... Vedeți voi, este o rochie pe care o vedem în toate referințele. Astea mulate, care, da, iau forma corpului. Ce este greșit la această apariție? Această rochie îi face, îi fac șoldurile destul de mari și este supra-accesorizată în partea de sus, este așa strânsă în partea de sus, cercei, lanțurile astea adunate și după aia pleacă așa ceva mare la șolduri. Ceea ce nu e bine. Adică cumva și-a făcut un deserviciu. Rochia asta putea fi pusă cu un bomber jacket, să ascundă mai lung, da, să ascundă puțin șoldurile, iar genul ăsta de shoes, paranteză pentru cei de acasă, mă rog, de pantofi, da, botine, ghete, funcționează mult mai bine pentru funcționează mai bine ori la o fustă scurtă, ori la ceva foarte lung cu șliț. Să se vadă puțin piciorul. Cumva e acolo nepotrivită lungimea rochiei. Uite ce, în schimb, îmi place coafura, am spus și data trecută. Nu pot să dau că este ce trebuie, pentru că nu este ce trebuie. Totuși, noi atunci când ne îmbrăcăm, chiar dacă avem un styling corect sau gen, nu știu, ne inspirăm de undeva, trebuie să ținem cont, în primul rând, de forma corpului. Așa ne îmbrăcăm. Și apoi după trenduri, tendințe și... Deci rezultat final nu e ce trebuie. Vezi că s-a dat și X-ul frumos. Nu e ce trebuie. Da. Neculai, îți mulțumim. Și mult. Eu vă mulțumesc. Cum aș fi vrut să te întreb de pantofii mei, dar mai bine mă abțin. Da. Și să... Nu, pantofii sunt ce trebuie. Atât am de zis.